Mai întâi, stimați prieteni, zi frumoasă de toamnă, soare, cald, e bine de umblat după munci, după desfăcat porumbul, după sortat stupii, după strâns floarea sau așa, așa mai departe. Noi totuși suntem într-un birou pentru că, iată, domnul primar al comunei Țibana, Gheorghe Rotaru, accept să ne dea o informație, două proaspete, proaspete. Cea din tâi, cum stați cu recoltatul porumbului? Recolta porumbului cred că jur de 30-40% este recoltată la ora actuală și mai avem de acum încolo, cred că mai durează cam până la sfârșitul octombrie, aproape continuă. Avem foarte multe hectare de porumb pentru că la noi marea majoritatea cetățenilor cultivă porumb din cauza creșterii animalelor. Cei mai mulți cresc vite, porci și oi și consumul de la furaj este de aici, la porumb. Asta înseamnă o cultură integrată, ceea ce înseamnă un economic bun. Sunt oameni gospodari la dumneavoastră, nu? Avem și oameni gospodari, avem și mai puțin gospodari, dar în general 60-70% cred că mai mult trăiesc din agricultură și pentru asta și gospodăresc, că dacă nu au, nu au ce mânca, nu au salarii, nu au servicii, nu au nimic. Cam ce populație aveți? Avem în jur de 7.000 de locuitori. Avem 7.000 de hectare din teren. Comună mare, da. Suntem comună foarte mare. Cred că avem în jur de peste 1.000 și ceva numai de oi. Capete de animale vite aproape 800. Porcini, nu mai zic, depășim 1.000 și ceva. Îmi place să aflu că această comună are efectiv animalier de invidiat, că puține comune au așa ceva. Asta este baza. La comuna Țibana, baza este agricultura și animale. Dacă nu am avea nici asta, cred că am fi... Domnule primar, nu mă pot abține, dar fiindcă vreau să vă prind cu ceva, ce probleme are primarul? Apropo și de momentul cu porumbul, ăsta e acord de porumb, de găinare, aveți în comună? Asta trebuie să întreba poliții, dar ei nu vor recunoaște, că ce, că n-au probleme. Nu cred că există comună care să nu aibă probleme cu hoță sau cu altceva. E care comună are probleme, de care avem și noi, oameni care muncesc și oameni care muncesc mai puțin. Cei care muncesc mai puțin încearcă să iei, să gospodărească cum vor. Să fure. Da, deci, mai ușor de... Dar nu sunt așa grele de rezolvat problemele. A fost la început din cauza anului trecut, care a fost o seștie enormă și vă dați seama că vii după un an de seștie, care noi ai văzut porumb pe câmp și acum oamenii când au văzut porumb pe câmp, care n-au avut, automat s-au apucat de furat, de făcut alte probleme, dar acum văd că s-au mai liniștit. Chiar s-au liniștit binișor. La început, când a început să coacă porumb atunci să usuce, două săptămâni de zile am avut numai probleme. Furturi și furturi și de deci. Acum, probabil, ori și-au făcut plinul, oriceva s-a întâmplat. Ori s-a anticipat. Da, nu, o păzit, dar nu poate. Avem foarte multe. La noi comuna este foarte intensă. Gândiți-vă, când vă uitați, vedeți numai porumb aproape. Deci 70% din culturi e porumb. Domnule primar, pe baza experienței dumneavoastră întreb. Cultura asta bună de porumb, nu supra, nu peste, nu mult peste normal, dar e normală. Îi ajută să-și revine pe țărani? Foarte mult îi ajută. Gândiți-vă că cultura de porumb, la ora actuală, în comuna Țibana, ridică gospodăria cu orice fel. Deci poți să aibă 3, 4, 5 porci, poți să aibă 2, 3 viței, poți să aibă câteva oi, poți să aibă păsări, ca anul trecut pe timpul ăsta, ca să aibă păsări. Dar n-au avut ce să vândă. Cumpărau porumb ca să poată să țină o păsări. Acum nu mai cumpăr porumb, acum au păsări și vând păsări. Categorisiți ca bogată comuna dumneavoastră? Din punct de vedere agricol, da. Cum vedeți desfășurarea ca agricultura să devină și mai rentabilă sau rentabilă măcar? Agricultura în comuna Țibana va deveni rentabilă când din 2000 de gospodării la noi la Țibana, dacă vom reuși în comună, prin oamenii gospodari care se vor implica și vor aduce în comună, ne trebuie cel puțin 100 de tractoare. La 2000 de gospodării este puțin, 100 de tractoare 10%, nu e ca în străinătate, ca la o gospodărie să aibă un tractor. Asta o știu la dumneavoastră, este veche teza asta. Asta este, dar nu ai cum altfel. Nimeni nu se poate face agricultură cu calul sau cu sapă. Trebuie utilaje, și baza este pe microferme, nu merge cu o vacă, cu un porcel, cu atât. Ori ții 10 capete de animale, ori ții câteva oi, cumperi pământ, îi dezvolți, faci afacere. Despre școală. Dar vis-a-vis de
pământul comasat, ca să zic așa, pentru culturi? Aveți asociații la nivel? Avem în Comuna Țăvara, avem și mai mare asociație, este o persoană fizică autorizată, Preda Cristi. Are... Bine, da. Important e că e strâns pământul și e cultivat ca lumea. Are în jur de 600 de hectare de teren. Obține cam 6 tone sau ceva peste la hectare? În general, asociațiile agricole se feresc de cultura de porumb, pentru că este prășitoare și greu de cultivat. Se bazează mai mult pe floare, pe grâu și mecanizată. Pune și porumb pe rotirea culturilor, dar mai puțin porumb. Foarte puțin. Oameni, suntem un pahar de vin găsim la dumneavoastră? Nu să-l dați dumneavoastră, la oameni, așa vă. Acum, la ora actuală, cred că este cea mai mare recoltă de struguri de ultimii 10-15 ani. Am avut oameni care mi-au spus, domnule, n-am făcut de mult, făceam 2-3-400 kg de vin, acum am făcut o tonă. Mm-hmm. Deci o tonă. Nu este o agricultură sau o recoltă de viță de vie foarte mare, pentru că noi nu avem bază. Am avut cândva 50 de hectare de viță de vie la Paiana Mănăstirii, unde acolo se scotea vin, sau în alte părți am avut. Dar acum oamenii când au dus ceva pe eu, s-au dus și vița de vie total, s-au format. Deci, sunt oameni gospodari, dar n-au vinul, au făina și probabil fasolea sau cartofi. Nu mai spunem, aproape tot au. Și cartofi, și fasole, și făină, și vin. Din punct de vedere a alimentelor stau foarte bine, cu bani stau. Deci, iată, la Țibana este un primar liniștit, nu neliniștit. Mă spun chiar, pentru, care... pentru mine producția agricolă de anul ăsta mi-aduce o liniște sufletească, pentru că anul trecut, când am adus ajutoarele Uniunii Europene, aveam la ușă oameni care erau disperați. Nu aveau ce pune traist în farfurie, nu aveau un pic de făină dacă nu se recolta porumb deloc. Anul ăsta am adus alimentele, gândiți-vă, am 25 de tone de făină. Am văzut alături, magazia plină. Da, 25 de tone de făină. E și cei mei căci nu prea vin, că este. Vedeți, dar... Nu vin, da. La ora actuală au, chiar au. Domnule, este și porumb, este și aia, este și aia. Nu mă mai să-l mai năcăjesc pe primar. Deci, iată, la Țipana am găsit un primar care are liniște. Felicitări, domnule, și vă... Vreau să vă văd senin și când vin la următorul reportaj. Eu sper să fiu mai senin tot timpul. Încă 4 mandate. Încă 4 mandate. Să vă găsim aici. Încă 4 mandate. 4 mandate. Asta depinde de cetățenii, nu de mine. Ei, dacă deci... au de mâncare, vă de o, să da. Știți că întotdeauna, în orice casă, în orice familie, dacă este mâncarea, liniștea e asigurată pe jumătate. Sigur. Unde mâncare nu e nimic, nu e scris și în editorial meu de azi, da? Vă mulțumesc, domnule Gheorghe. Și eu vă mulțumesc că ați venit pe la noi, mai poftiți la Comuna Țibana, veniți câteodată pe an, e bine și așa.